domnilor, stimați membrii ai Senatului, onorați invitați, profesori, părinți și dragi studenți, bine ați venit la festivitatea care marchează începutul unui nou an universitar. Un salut special îl transmit studenților de anul întâi care se alătură astăzi familiei academice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemințanu din Republica Moldova. Acest moment festiv la care ați ajuns după 12 ani de studii preuniversitare este rezultatul unei munci colosale și o dovadă a perseverenței voastre, a devotamentului pentru profesia aleasă. Cu siguranță, această zi va fi una memorabilă pentru fiecare dintre voi, pentru că aici, acum, începe drumul vostru în viața profesională. Un parcurs pe cât de frumos și nobil, pe atât de plin de provocări. Profesia pe care v-ați ales-o nu este deloc ușoară, dar este foarte necesară societății. Sunt convinsă că anume curiozitatea, pasiunea și marea voastră dorință de a deveni medici, stomatologi, farmaciști sau specialiști în alte domenii ale sănătății v-au adus în această sală. Meritați toate aprecierile și încurajările din lumea asta. Dragi studenți, probabil că începând de astăzi veți renunța puțin câte puțin la confortul vostru cotidian pentru a vă construi o carieră. O carieră care are toate premisele să vă ofere multe satisfacții. Și dacă ați avut marele curaj de a păși pragul acestei instituții, înseamnă că ați ales să ofertiți cea mai de preț avere a omului. Sănătatea. Acesta a fost, de fapt, și scopul vieții marelui savant și om de stat, Nicolae Testemițanu. E o responsabilitate deosebită să te numești student al Universității de Medicină și Farmacie, care poartă și respectă cu sfințenie numele renumitului savant Nicolae Testemițanu, pedagog prin excelență, rector, om de stat și un înflăcărat patriot al neamului nostru. Onorată asistență, îl invit în scenă cu un cuvânt de salut pe rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, domnul Emil Ceban. Dragi studenți ai anului întâi, distinși oaspeți, stimați părinți, dragi colegi, onorată asistență. Data de 1 septembrie pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu de Republica Moldova este o zi deosebită, când ușile instituției noastre se deschid larg pentru o nouă generație de studenți, viitor medici și farmaciști, specialiști pentru sistemul național de sănătate și nu numai, cărora le aducem tradiționalul. Bine ați venit în marea familie internațională a Alma Mater. Onorată asistență, astăzi, la acest eveniment semnificativ, ne onorat cu prezența doamna Alla Nimerenko, ministra Sănătății Republicii Moldova. Domnul Adrian Belei, președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. Distinsă asistență, permiteți-mi să declar deschisă ceremonia festivă.
onorată asistență. Este semnificativ faptul că acest nou început succese sărbătorilor naționale, Ziua Independenței Republicii Moldova și limba noastră cea română. În numele Senatului și a întregii comunități universitare, am onoarea și deosebită plăcere să vă felicit cordial cu aceste sărbători de suflet ce ne reprezintă ca stat suveren și națiune. Vă adresez tuturor urări de sănătate, pace, prosperitate și încredere în ziua de mâine. Dragi tineri, iată că s-a realizat visul vostru de a veni studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testivițanu din Republica Moldova. Astăzi treceți la o nouă etapă a vieții, când pășiți într-o lume enigmatică și extrem de captivă a cunoștințelor în domeniul sănătate, spre un scop nobil de a deveni exponenți ai celor mai umane și indispensabile profesii. Profesii care în toate timpurile au asigurat viața și sănătatea oamenilor, indiferent de statutul social și politic, de apartenență rasială și confesiune religioasă. Cine este astăzi specialistul medic în lumea contemporană? Este o persoană înzestrată cu cunoștințe temeinice și cu un set de deprinderi practice, abnegație, devotament, spirit de inițiativă și sacrificiu, empatie, vigilență și dragoste necondiționată față de oameni. Dragi studenți, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova are o istorie bogată și tradiții valoroase. Acestea sunt determinate de tendința noastră firească spre asigurarea calității, excelenței și performanței în instruire, cercetare și în acordarea serviciilor medicale și farmaceutice populației din Republica Moldova. Din anul 1990, Universitatea poartă cu demnitate numele profesorului Nicolae Testimițanu, renumit savant, excelent pedagog, remarcabil om de stat și înflăcărat patriot al neamului, distins manager și reformator al sistemului de sănătate, rector al Institutului de Medicină din Chișinău, astăzi universitatea noastră, ministru al Sănătății Republicii Moldova, academician al Academiei de Științe a Moldovei și cavaler al Ordinului Republicii post-mortem. Instituția noastră este bine cunoscută și înalt apreciată în țară și peste hotarele ei. Este acreditată la nivel național și internațional, conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală. O dovadă în plus este clasamentul internațional Vedrometrics, conform căruia USMF Nicolae Testimițanu, a treilea an consecutiv, se menține pe prima poziție printre instituțiile de învățământ superioare din țară. Acest fapt denotă calitatea și performanța în instruire și cercetare, precum și nivelul înalt de pregătire a specialiștilor în medicină și farmacie. Facilitează recunoașterea diplomelor absolvenților noștri. Contribuie la sporirea vizibilității și imaginii instituționale. Sporește atractivitatea programelor de studii pentru cetățenii autohtoni și cei de peste hotare. Până în prezent, pe parcursul la circa 79 de ani, universitatea noastră a pregătit 50.000 de medici, farmaciști, specialiști pentru Republica Moldova și pentru alte 35 de țări ale lumii. Dragi studenți ai anului întâi, tradițional la universitatea noastră aplică cei mai buni dintre cei mai buni tineri și tinere din țară. Menționez faptul că în acest an, dintre cei 57 de tineri, care au luat 10 pe linie la bacalaureat,
14 de ei au fost aleși să studieze la universitatea noastră. Numele acestora le puteți vedea pe ecran. În acest context, adresăm alese cuvinte de mulțumire și recunoștință școlilor, liceilor, profesorilor care v-au pregătit, părinților care v-au fost și vă sunt mereu alături. Dați să-i aplaudăm! Dragi studenți, în continuare, pe parcursul anilor de studii, veți fi instruiți și ghidați de personalul științifico-didactic al universității, profesori competenți și renumiți în medicină și farmacie, care cu deosebită responsabilitate și generozitate se vor împărtăși cu cunoștințele și experiența lor profesională și cea de viață. În universitatea noastră sunt create condiții favorabile pentru obținerea cunoștințelor profesionale și manoperelor practice, desfășurarea activităților de cercetare științifică, precum și pentru dezvoltarea profesională și personală multilaterală, inclusiv prin programe, granturi, stagieri internaționale și alte forme de mobilitate academică. Concomitent, veți avea numeroase oportunități pentru a participa la activități sportive, cultural-artistice, companii sociale, activități de voluntariat. Puteți obține permisul auto și multe altele. Toate acestea sunt asigurate de o bază tehnico-materială bine dezvoltată, o bibliotecă modernă bogată cu publicații didactice, științifice de profil medical, inclusiv resurse informaționale electronice, de condiții bune de instruire, odihnă și trai. Dragi mediciniști, viața de student este plină de griji, emoții și nopți nedormite, dar, indiscutabil, este perioada cea mai frumoasă și captivantă în care o să vă manifestați din plin creativitatea și încrederea în forțele proprii. De regulă, anume în această perioadă, se leagă prietenii adevărate, se întemeiază familii și se trăiesc experiențe unice de viață. Dragi studenți ai anului întâi, sunt ferm convins că chiar de la bun început veți demonstra o atitudine serioasă față de studii. Veți munci asidu, cu devotament și responsabilitate, disciplină, răbdare și curaj pentru a valorifica resursele umane, informaționale și cele materiale ale universității noastre. Sunt sigur că voi, nouă generație de studenți, veți deveni reprezentanții destoinici ai Alma Mater. Fie ca parcursul vostru de instruire a specialităților medicale să fie însoțit de sănătate, noroc, fericire, performanțe academice și împliniri personale, iar fiecare an universitar să vă apropie tot mai mult la scopul final de a deveni specialiști în valoare pentru Sistemul Național de Sănătate, de a vă găsi rostul vostru în viață, aici, acasă. Ne dorim acest lucru din tot sufletul. Țara noastră are nevoie de specialiști competenți în toate domeniile, dar mai ales în domeniul sănătății. Prin politica de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se creează premizele necesare de realizare a acestui mare deziderat. Astăzi, istoria ne oferă unica șansă de a ajunge în comunitatea europeană. Acolo unde deja locuiesc, învață și activează o bună parte din conaționalii noștri și la care visează unii dintre noi și dintre voi. Acest vis poate deveni realitate doar cu eforturi comune, prin participarea activă a noastră, a tuturor și, în primul rând, a voastră, a tineretului, la referendum constituțional din 20 octombrie 2024,
unde cu toții ne vom pronunța ferm voința poporului nostru, determinând viitorul țării, viitorul vostru, dragi tineri mediciniști, deoarece prezentul și viitorul va aparține vouă. Important este să valorificăm această oportunitate de a trăi într-o lume democratică, liberă, pașnică și prosperă în familia europeană unită. În încheiere, dragi studenți ai anului întâi, vă urez multă sănătate, energie creatoare, încredere în forțele proprii și drum bun în maratonul cunoașterii și însușirii viitoarelor profesii în domeniul sănătății. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi tare mult, domnule rector. Dragi studenți, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Brestovițanu, pe care ați ales-o, reprezintă un ansamblu de valori umane și spirituale, iar tradițiile înrădăcinate de 10 de ani sunt păstrate cu mare grijă. Una dintre aceste tradiții frumoase este și cea a jurământului studentului, jurământ depus de tinerii înmatriculați în primul an de studii, în prezența colegilor, decanilor, profesorilor, oaspeților și rudelor prezente la acest eveniment important din viața lor. Jurământ care vă obligă pe fiecare dintre voi, dragi studenți, să vă respectați cu sanctitate dascălii, colegii, tradițiile universității și, în egală măsură, vă motivează să munciți cu spor pentru a deveni specialiști buni, dar și oameni înzestrați cu calități morale deosebite. Pentru a onora procedura depunerii jurământului studenților USMF Nicolae Tesemițanu, rog tinerii matriculați în acest an să se ridice. Cei care sunt pe ultima sută de metri, adică absolvenți, și cei care abia capătă statutul de studenți ai acestei prestigioase universități. Membrii acestor două echipe sunt cei mai buni dintre cei mai buni studenți. Dreptul de a fi prezent în scenă, ca și toate celelalte la Universitatea de Medicină, se câștigă prin muncă, prin merite deosebite la învățătură, activitate științifică, viața socială, sport, cultură și multe altele. În câteva minute, viitorii absolvenți vor începe tradiționala procedură de transmitere a simbolurilor Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesemițanu, tinerilor care abia pășesc pragul acestei instituții în calitate de studenți. Zic că merită să-i cunoașteți și să-i aplaudați pe fiecare dintre ei. Așadar, din echipa jurământ fac parte Mihaela Coșpormac. Programul de studii medicină anul 6 este laureata bursei președintelui 2024. Ludmila Rusu, programul de studii medicină anul 6. Irina Ciochină, programul de studii stomatologie anul 5. Milena
Manic, programul de studii medicină anul 6. Ciprian Rudic, programul de studii medicină anul 6. Triplu campion universitar la șac. Laurențiu Goropceanu, programul de studii stomatologie anul 3. Alexandra Cobzac, programul de studii fiziochinetoterapie și reabilitare anul 3. Evelina Răcilă, programul de studii medicină al 1. Mădălina Stanciu, programul de studii farmacie anul 1. Și Nicoleta Bojoga, programul de studii medicină anul 1. Dragi colegi, proaspăt admiși la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destimițanu. Astăzi este o zi deosebită, o zi în care ne-am adunat să vă urăm bun venit în această mare și frumoasă familie academică. În urmă cu 5-6 ani, eram exact și noi în aceeași poziție, nerăbdători și entuziasmați, primiți cu aceeași căldură și bunătate de către colegii mai mari. Astăzi, la rândul nostru, ne revine misiunea de a vă ghida, de a vă sprijini și de a vă insufla exact aceleași valori. Viața este un perpetuum mobile, iar timpul pare să curgă într-un ritm amețitor. Școala Națională, care veghează peste 78 de ani și nu numai, continuă să evolueze, să crească și să îmbogățească prin noi generații de specialiști asemenea vouă. Astăzi, în acest moment solemn, este tradiționala festivitate de predare a simbolurilor studentului Bobocii ediția anului 2024. Un moment foarte emoționant, de care am fost onorată să-l încep eu prin predarea jurământului studentului Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Destimițanu. Suntem convinși că, pe parcursul anilor, veți deveni mândria almei mater și veți continua, prin devotament și multă pasiune, tradiția excelenței în medicină. Stimați colegi, studenții ai anului întâi, rog cu voce tare și fermă să repetați textul jurământului studentului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destimițanu din Republica Moldova. Textul îl puteți urmări și pe ecran. Devenind student al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destimițanu din Republica Moldova, devenind student al în fața profesorilor și a colegilor, jur solemn, să-mi consacru viața cauzei de protecția sănătății omului, să iubesc și să demonstrez mereu profunda mea considerație și respectul pentru profesiunea de medic. Să muncesc cu pasiune, pe tot parcursul anilor de studii, pentru a însuși și poseda la perfecție bazele teoriei și ale practicii medicale. Să devin un discipol demn al dascălilor mei. Să respect carta universitară. Să păstrez și să urmez cu gratitudine tradițiile glorioase ale universității. Și să contribui cu toată forța mea la creșterea autorității ei. Să fiu modest și temperat. Să-mi consider colegii drept frați. Respectându-le demnitatea și onoarea. Să fiu cetățean devotat. Și să apăr în orice condiții demnitatea patriei.
Să nu uit nici când, să nu uit nici când, că sloganul vieții mele este, că sloganul vieții mele este, Salus Populi Suprema Lex. Salus Populi Suprema Lex. Sănătatea poporului este legea supremă. Sănătatea poporului este legea supremă. Sunt onorat să fac acest legământ de conștiință. Sunt onorat să fac acest legământ de conștiință. În fața colegilor, în fața colegilor, și a întregului corp profesoral al Almei Mater. Și a întregului corp profesoral al Almei Mater. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova. Jur. Jur. Înseamnă să percepi medicina nu numai în latura sa tehnică, dar și în dimensiunea sa umanistă. Cu alte cuvinte, știința în medicină trebuie să aibă și conștiință. Printre cei care pe parcursul anilor s-au condus de acest postulat și poartă halatul alb cu mare atenție și cu mult drag, se numără și doamna Sandra Buruiană, conferențiar universitar, șefa disciplinei de hematologie din cadrul departamentului medicină internă, pe care o invit în scenă. Onorată asistență, stimați studenți, a alege o profesie înseamnă a-ți făuri o carieră, înseamnă a-ți dezvolta personalitatea. A alege medicina înseamnă a alege o cale lungă pe care ți-o dorești, presurată de succes. A salva o viață înseamnă a salva universul. Consider că dorința de a vă dedica într-o salvare a vieții oamenilor este un obiectiv demn. Un medic a fost, este și va fi o persoană importantă în viața unei societăți. Unul din elementele distinctive ale activității medicale este halatul alb, simbol al purității, simbol al înțelepciunii. O ținută îngrijită nu face decât să vă scoată în evidență calitățile morale de care consider că deja le aveți odată ce ați ales familia medicală. Purtați-l cu grijă, purtați-l cu demnitate și cu speranța de a vă realiza obiectivele înaintate. Foarte puține instrumente medicale rămân a fi actuale de peste două secole. Printre aceste instrumente fac parte și stetoscopul, bătrânul, scumpul nostru stetoscop. Stimați studenți,
vă asigur de tot sprijinul comunității medicale universitare pe parcurgerii acestui drum lung, dar și frumos, care începe astăzi, 1 septembrie 2024. Baftă și bine ați venit în familia USMF Nicolae Testemițeanu! Stimați profesori și colegi, stimată audiență, primind aceste atribute medicale extrem de importante în viața unui medic internist, pot spune cu siguranță că o să depunem tot efortul necesar astfel ca alma mater să se mândrească cu noi. Vom face tot posibilul ca primii pași făcuți în această carieră să fie făcuți cu dragoste nelimitată față de domeniul ales. Fie ca drumul nostru să fie pătruns de axiomă. Sănătatea este mai valoroasă decât cea mai mare avere. Succes și baftă tuturor! Vă mulțumim mult! În continuare, cu mult drag, îl invit la microfon pe domnul Oleg Pascal, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, șef catedră de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală, care, la rândul său, are de înmânat, poate, cea mai importantă atributică noilor studenți. Onorată asistență, mult stimați membri al comunității universitare, și dragi studenți ai anului întâi, cărora le spunem bine ați venit în familia noastră academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu. Dragi studenți, ați ales o profesie nobilă, dar și foarte responsabilă, de care depinde starea de bine, viața omului și sănătatea întregii societăți. Astăzi, începeți o etapă nouă și frumoasă din viața voastră, plină de oportunități, provocări și descoperiri. Cu siguranță, veți construi relații trainice între colegi, studenți, profesori, medici, care vă vor ajuta enorm, nu doar pe parcursul anilor de studii, ci și mai departe în cariera voastră medicală. Pentru a deveni un medic, este nevoie de o muncă asiduă, perseverență, și multă dedicare. Dar să știți că eforturile voastre vor fi răsplătite pe măsură ce veți deveni medici profesioniști și competenți. Vă încurajez să vă implicați activ în toate domeniile vieții universitare, să participați la conferințe, proiecte, să vă alăturați cluburilor, cercurilor științifice. În serile de curs, în laboratoare, în spital, veți învăța să combinați știința cu arta vindecării, să puneți în practică teoria și să luați decizii care vor schimba vieți omenești. Să știți că universitatea noastră vă va oferi nu doar o educație de înaltă calitate, ci și oportunitatea de a vă forma caracterul, abilitățile de comunicare, de a învăța ce înseamnă empatie și dragoste față de pacienți. Medicina modernă se dezvoltă foarte rapid și ceea ce a fost un vis încă câțiva ani în urmă devine realitate. Vreau să vă mărturisesc că la începutul carierei mele de medic, neurolog, reabilitolog, a fost greu de imaginat că pacienții după traumatisme medulare severe, după accidente vasculare cerebrale, se pot relua complet funcția mersului, abilitățile cotidiene și cele profesionale. Acum aceasta este posibil prin aplicarea tehnologiilor noi, precum, de exemplu, este implantarea chipurilor cerebrale, care puterea gândirii poate transforma în mișcare. Tehnologiile digitale, inteligența artificială, robotica, revoluționează medicina de astăzi și voi, cu siguranță, veți fi cei care vor folosi pe larg aceste tehnologii în diagnosticarea și tratamentul bolilor. Și acum vreau să îmânez
acel bisturiu, acel instrument, cei care vor decide să fiți chirurgi, cu simbolul că odată tăiați, de 7 ori vă gândiți și odată tăiați. Vă urez mult succes în această etapă nouă și vă asigur că întreaga comunitate universitară este aici pentru a vă ghida și a vă sprijini. Vă mulțumesc! Mulți stimați profesori și dragi viitori colegi, noi, studenții anului întâi, vă aducem sincere mulțumiri pentru încrederea ce ne-o acordați astăzi. Vă asigurăm că prin eforturile depuse zi de zi vom cinsti jurământul studentului și vom contribui la respectarea valorilor și tradițiilor Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Medicina este o profesie nobilă, dar și una complicată, care vine întotdeauna în ajutorul celor care au nevoie. Toate valorile care ni le transmiteți astăzi le vom purta cu noi toți acești ani frumoși de studenție. Mult succes tuturor! Dragi colegi, studenții ai anului întâi, mă simt onorat să îndeplinesc această misiune de transmitere a făcliei care prin flacăra sa ne obligă și ne îndeamnă să reținem pe vecie expresia «Lucendo, ales, ego, ipse, ardeo». Sunteți la început de cale și eu vă îndemn că să trăiți fiecare clipă ca una din cele mai importante din viață. Dar să nu uitați și de faptul că anii de studenție este una din cele mai importante perioade ale vieții. Anii de studenție vor trece foarte repede. Veți ajunge și voi la sărbătoarea depunerii jurământului. Dar totdeauna să fiți mândri, sunteți studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Stimați profesori și dragi colegi, noi, studenții anului întâi, vă aducem sincere mulțumiri pentru încrederea pe care ne-o acordați astăzi. Vă asigurăm că vom purta cu demnitate și stăruință această făclie a cunoștințelor și cu sfințenie, prin perseverența noastră, prin capacitatea de muncă și devotamentul pentru profesia aleasă, vom păstra veșnic vie flacăra aprinsă de înaintașii noștri. Ne-am ales o profesie deloc ușoară, dar plină de responsabilitate. O meserie indispensabilă vieții și absolut necesară societății umane, înțelegând că acest pas presupune mult efort, dedicare și învățare. Suntem conștienți că munca și nivelul de responsabilitate al fiecăruia dintre noi sunt valorile care vor face ca această făclie să lumineze și generațiilor care vor veni după noi. Mult succes tuturor pentru a deveni adevărați medici profesioniști! Jurământul a fost depus, făclia o aveți, la fel și carnetul de student și matricula. Bineînțeles, aveți și toată atributica necesară pentru statutul de student. Așadar, e timpul să le spunem bun venit studenților ediției 2024! Oh,
mai devreme că în această instituție de învățământ tradițiile sunt respectate cu sfințenie. Așa că în următoarele clipe, studenții din anul întâi, împreună cu colegii absolvenți, vor merge să le pună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la bustul lui Nicolae Testemițanu. Va rămâne pentru totdeauna în amintirea voastră, mai multe personalități au venit să vă susțină cu prezența lor, cu sfaturi utile sau poate pur și simplu pentru a vă depăna propriile lor amintiri din studenție. Suntem bucuroși să o avem astăzi alături de noi pe doamna ministra Sănătății a Republicii Moldova, Ala Nemerenko, conferențiar, doctor în științe medicale, care este și ea absolventă a acestei prestigioase universități. Doamna ministră, vă invit în scenă. Tuturor. Eu sunt foarte bucuroasă că astăzi împărtășesc cu dumneavoastră aceste emoții de nedescris care probabil se întâmplă doar cu studenții de la medicină. Sunteți prinși în viața dumneavoastră actuală și viitoare profesională între două jurăminte. Unul care l-ați depus astăzi și altul atunci când vă veți ridica diploma și veți deveni medici, farmaciști și alți specialiști. Eu vreau să vă felicit, dragi studenți, de asemenea cadrul profesoral didactic, părinții dumneavoastră, familiile, toți cei care v-au fost alături, fiindcă dumneavoastră astăzi ați demonstrat că sunteți extraordinar de puternici și, de fapt, ați cucerit prima redută. Dumneavoastră v-ați atins un vis pe care l-ați avut. La fiecare el s-a creat diferit. În unele familii, probabil cineva din părinți sau bunici sunt medici, astfel ați fost într-o oarecare măsură influențați. Alții, mai ales fetițele, s-au jucat de a medicii cu păpușile când erau mici. Alții au dorit să opereze și v-ați prins într-o competiție extraordinar de puternică. Deci dumneavoastră ați luat un concurs pe bune foarte greu. Medicina este renumită universitatea noastră Alma Mater prin faptul că are cea mai serioasă competiție la admitere. Și aceasta a fost cam în valuri, în dependență și de situația în țară, economică, politică, dar și pe timpurile de demult, când eram eu viitoare studentă, aveam 10 persoane pe un loc. Astfel, a trebuit să demonstrăm cele mai înalte abilități. Toți antevorbitorii au adus elogii profesiei noastre pe care am îmbrățișat-o cu mult drag și este cunoscut că, într-adevăr, această specialitate oferă cumva ceva dumnezeiesc profesiei noastre. Noi suntem cei care, într-adevăr, putem face minuni. Suntem indispensabili societății, nu doar că suntem utili, dar pentru că sănătatea și viața omului este cel mai important lucru. Dar eu vreau să vorbesc și de partea cealaltă a medaliei, pe care mulți, inclusiv dintre dumneavoastră, nu o cunoașteți. Este un drum foarte și foarte greu. Este un drum cu foarte multe nopți nedormite
deoarece chiar sistemul educațional la medicină se deosebește foarte mult de sistemele educaționale tradiționale. Deci, pe parcurs veți avea de trecut foarte multe examene serioase și eu vă îndemn să învățați foarte sârguincios, deoarece ulterior vă veți putea baza doar pe competențele și abilitățile practice pe care le-ați câștigat pe perioada studiilor. Alături nu va mai fi nimeni, nici profesorul, nici mămica cu tăticul, deci veți rămâne autonom, singuri, în fața pacientului. Drumul pe care l-ați ales este un drum cu foarte mari provocări. Atunci când colegii dumneavoastră de liceu, care își vor face studiile la alte universități, vor putea cumva să muște mai greu din tot ce este frumos în anii tinereții, dumneavoastră va trebui să vă cheltuiți timpul în teatre anatomice, între cărți foarte greu de cărat acasă, deci în biblioteci și laboratoare. Dar aceasta este profesia noastră. Profesia impune probabil niște elemente foarte importante care își lasă amprenta asupra specialităților pe care le alegem. În primul și în primul rând este vorba de valori morale. Doar persoanele care au valori înalt morale pot fi considerate empatice, pot înțelege grijile și durerile pacientului mult mai mult. Astfel, vă îndemn să le păstrați și vă îndemn să le creșteți. Al doilea element destul de important este disciplina. Disciplina de a învăța, disciplina de a lua rapid decizii. Uneori, viața pacientului este doar la capătul unei microsecunde. Și dumneavoastră, atunci, va trebui să luați o decizie rapidă și, desigur, ea trebuie să mai fie și corectă, unică. Și al treilea lucru foarte important, caracteristic profesiei noastre, este perseverența de a învăța. Să știți că dumneavoastră veți învăța toată viața. Chiar și atunci când veți primi diploma și veți deveni medic, veți descoperi în fiecare an că aveți nevoie de noi și noi cunoștințe. Vedeți cât de mult se dezvoltă știința. Practic, ceea ce a fost actual 5 ani în urmă, astăzi se soluționează în medicină pe alte căi. Eu vreau să vă spun că universitatea este una reformatoare, ea se schimbă mereu, sper ca și pe viitor să mențină acest ritm, ea are nevoie încă de foarte multă schimbare, așa cum și instituțiile medicale în care o să vă faceți practica, stagiile medicale, atât pe parcursul studiilor de licență, cât și ulterior în anii de rezidențiat. Ministerul Sănătății, în calitate de fondator a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, dar și fondator a multor altor instituții medicale din țară, atât republicane cât și raionale, investește extraordinar de mult în tehnologii avansate, deoarece acesta este cel mai important factor motivațional. Chiar în toamna aceasta începem, de fapt o să anunțăm în curând săptămânile acestea, licitația pentru construcția unui spital modern în Bălți, ulterior începem și un spital regional în Cahul. De asemenea, echipăm la greu actualele spitale, ca dumneavoastră, să nu aveți o diferență cu ce vă predă profesorul la orele teoretice și cu stagiul dumneavoastră practic. Dumneavoastră, când veți finaliza studiile, eu foarte mult sper că vom fi deja cetățeni ai Uniunii Europene. Dumneavoastră veți face parte practic din primii absolvenți, deoarece 6 ani de facultate îi veți finaliza exact în acea perioadă. Țara până atunci se va schimba enorm de mult, cu mult mai mult decât se schimbă acum. Dumneavoastră, într-adevăr, veți veni într-un sistem de sănătate absolut sănătos. Dar aceasta, iarăși, depinde
de dumneavoastră. Sunteți tineri și această țară, în cea mai mare măsură, va aparține dumneavoastră. Astfel vă rog să fiți luciți și să votăm corect la referendumul din această toamnă, deoarece viziunea pro-europeană înseamnă o viziune de dezvoltare, în primul și în primul rând, a generațiilor următoare. Țara va aparține dumneavoastră. Noi vom face un pas în urmă și dumneavoastră veți prelua catedre, spitale, sisteme de sănătate. Eu sunt absolut sigură că undeva, pe un anumit loc, stă un viitor ministru al sănătății, un viitor rector, viitor profesor cu care ne vom mândri. Eu încă o dată vă felicit pentru faptul că v-ați atins primul vis în viață și astăzi sunteți studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. De asemenea, felicit părinții dumneavoastră, deoarece pentru ei, probabil, ziua aceasta este și mai plină de emoții decât pentru dumneavoastră. Eu o cunosc foarte bine, deoarece la prima oră am fost și mi-am petrecut nepoțica în clasa 1. Probabil am avut eu mai multe emoții decât părinții sau însă și ea. Să aveți un drum luminos profesional în viață și plin de succese și să vă atingeți, ca și astăzi, totdeauna, toate visele dumneavoastră. Felicitări! Doamna ministră, vă mulțumim din suflet pentru prezență și pentru cuvintele încurajatoare. Sunt convinsă că cei mai frumoși ani din viața domnului Adrian Belu, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, au fost anume anii de studenție la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Domnule profesor, vă invit să ne spuneți dacă e așa sau nu. Dragi studenți ai anului întâi, mă adresez acum doar dumneavoastră, deoarece este absolut primul pas pe care îl faceți acum în viață, în tandem cu domeniul sănătății. Dacă este să vorbim de amintiri, domeniul biologiei, cercetare mi-a plăcut întotdeauna, am făcut exact aceiași pași ca și dumneavoastră în această sală mai mult de 30 de ani în urmă și am trecut pas cu pas, student, lucrând în paralel asistent medical, după care am îmbrățișat specialitatea de anestezie și terapie intensivă, am urmat o carieră academică, devenind profesor universitar și în ultimii ani, împreună cu o mare echipă care se află și în Parlament și la Guvern, contribuim împreună cu populația, cu toți cei care doresc ca țara noastră să devină o țară puternică, europeană, liberă, prosperă. Ceea ce vă îndemn și vă încurajez este să aveți o gândire liberă, să aveți, după cum se exprima Albert Einstein, bucuria cunoașterii, deoarece domeniul sănătății este un domeniu extraordinar de interesant. El oferă atât de multe oportunități de realizare personală și profesională, deoarece se află la interfața la vari domenii, inclusiv tehnologie, inginerie, chimie, matematică, fizică, orice doriți. Acum este absolut posibil. Să nu credeți pe nimeni care vă spune că acest lucru nu este posibil. Totul este posibil. Eu mă bucur să văd aici atât de multe fețe frumoase, dornice de cunoștințe și care vor contribui la mișcarea țării noastre către Uniunea Europeană. Noi neapărat vom avea un schimb de generații și este foarte important
că acest vector să fie păstrat și păstrarea acestui vector depinde uneori de mici atitudini, acțiuni care se fac la date foarte importante, da? Știți la ce mă refer acum. Deci, fiți activi, fiți liberi, fiți perseverenți și atunci toată lumea va fi a dumneavoastră. Vă doresc într-un ceas bun și înainte. Mulțumim frumos, domnule profesor! La Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Destemețanu, pe lângă seminare, prelegeri și cursuri practice, studenții sunt implicați în diverse activități extracurriculare. Ba chiar pot găsi sprijinul și îndrumare necesară în acest sens în cadrul Organizației Obștești a Mediciniștilor. Îl invit în scenă pe președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, domnul Gheorghe Buruiană, asistent universitar, Catedra Ortopedie și Traumatologie. Mulți stimate doamnă ministră, mulți stimate domnule rector, onorați profesori, dragi studenți și părinți. Mă bucur astăzi să vă salut la ceremonia de bun venit și depunerea jurământului studentului anului întâi la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemețanu. Astăzi, dumneavoastră, ați fost dotați cu jurământul studentului anului întâi, cu făclia cunoștințelor, ați primit toată atributica, deci vă rămâne doar să vă realizați visul în practică, să deveniți cei mai buni medici și farmaciști de la noi din țară, care să purtați cu cinste și onoare numele universității și să promovați imaginea Republicii Moldova peste hotare. Pe tot acest parcurs, alături de voi, va fi mereu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, care va da culoare acestor frumoși ani de studenții. În cadrul Asociației Studenților și Rezidenților se poate regăsi oricare din voi, care are dorință și vrea să se implice la activitățile extracurriculare a studenților din universitatea noastră. Universitatea vă dă posibilitatea să participați sau să organizați diferite evenimente prin cadrul asociației. Evenimente științifice, congrese internaționale, să faceți stagii de practică în spitale europene și să veniți să implicați practica la noi în țară. Să creați evenimente culturale sau sportive, să beneficiați de abonamente sociale la transportul public. Și toate acestea sunt prin implicare și dorința voastră. Vă așteptăm cu mare drag și permiteți-mi din numele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină să vă spun un bun venit în marea familie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemețanu. Într-un ceas bun! Mulțumim frumos, domnule Buruiană! Onorată asistență, ceremonia festivă de deschidere a noului an de studii la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Destemețanu din Republica Moldova se apropie de final. Dragi studenți de anul întâi, vă felicit pentru alegerea făcută, care sunt absolut sigură vă va asigura un viitor frumos în față. Acum că aveți tot instrumentarul necesar și toate încurajările și urările de bine din partea oaspeților prezenți la acest eveniment, inclusiv a doamnei ministre Alana Merencu, care îi mulțumim, a domnului rector Emil Ceban, a profesorilor și a viitorilor voștri colegi, cred că sunteți pe deplin motivați să începeți anul universitar. Dar fiecare an de studii începe cu primul sunet. Vreau să o rog pe Ludmila Rusu, absolventa anului 6 și pe studenta anului 1, Mădălina Stanciu, să dea primul sunet al noului an de studiu 2024-2025. Vă mulțumim încă o dată tuturor studenților.
părinți, profesori, dragi oaspeți, pentru că ne-ați onorat cu prezența în zi de duminică la ceremonia de deschidere a noului an de studii la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu din Republica Moldova. O zi frumoasă să aveți! Și pe final, un anunț pentru studenții anului 1. Așadar, studenții Facultății Medicină numărul 1, specialitatea Medicină Generală cu predare în limba română, sunt așteptați la întâlnirea cu decanul facultății pe strada Nicolae Testemețanu numărul 25, la Complexul Social, la ora 14. Și la ora 15.30 pentru studenții cu predare în limba rusă și specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, fiziokinetoterapie și reabilitare, optometrie și celelalte. Studenții Facultății Farmacie sunt așteptați la ora 14 pe strada Marina Mică 66, blocul didactic numărul 2, aula 9. Și un ultim anunț pentru studenții Facultății Stomatologie, care sunt așteptați la ora 14 pe strada Toma Ciordă 42, la Clinica Stomatologică numărul 1. Să fie cu noroc și să aveți un an extraordinar în față. Mulțumesc!